Sunt Tatiana Maximciuc, în vârstă de 61 de ani, actual pensionară, fostă profesoară de matematică, deci am activat 37 de ani ca profesoară de matematică, acum sunt la pensie binemeritată. Sunt mamă de un fiu minunat, iubit, un fiu extraordinar. Sunt soacra unei norori, excepționale, iubite, minunate. Sunt bunică de doi nepoței, minunați, plăcuți, doi îngeri pământești. Am lucrat 37 de ani ca profesor de fizică și matematică. Îmi pare că de mic copil am fost marcată ca să fiu profesoară. Mi-au plăcut copiii, mi-a plăcut ca să fac ceva, ca să rămână. N-aș spune că am ales, îmi pare că ea m-a ales pe mine. De mic copil, așa, parcă, îmi pare că chiar de mic copil am fost marcată ca să fiu profesoară. Și am devenit profesoară de matematică. Timp de 37 de ani mi-am făcut conștiincios munca, fiindcă anii de acum vorbesc și rezultatele se văd. Și aici vreau să zic, se văd prin fiul nostru drag. Fiind ca profesori, am cerut, deci, lucru casnic, ca secundar, principal, cartea. Ceea ce am cerut, avem și astăzi. Educația e destul de complicată, e destul de amplă. Și ca să educe un om, nu e atât de ușor, e destul de greu. Și nu putem să luăm numai un plan personal, dar în plan comunitar. Eu trebuia să-i dau răspunsuri din ce în ce mai sofisticate, până când am ajuns acum că nu mai cerea ajutorul meu, dar cerea ajutorul și la alții, oameni care erau cointeresați sau care lucrau în domeniul respectiv și cere sfaturi, răspunsuri la diferite întrebări, și asta mă bucura foarte mult. Și ca fiind profesor, deci într-un sat să activez și să-ți înveți copilul, știți că e foarte... foarte delicat. La fiecare răspuns, toate privirile erau îndreptate spre mine ale elevilor să vadă cum eu apreciez răspunsul. Deci trebuie să fiu foarte, foarte corect, fiindcă nu vroiam în acel moment, adică să par că sunt corectă. Cu toate că la școală mă comportam așa ca cu elevul. Când mergem spre casă de acum, și el tare bine, Alexandru, tare bine a înțeles lucrul dat. Până acasă noi nu mai vorbeam de școală, nu vorbeam nimic, vorbeam de problemele, deci de legături, de, era legătura, mamă, fiu. Și nu știu, cred că el a înțeles chiar de mic copil, fiindcă absolut ceea ce facem, facem pentru binele lui. Pe lângă faptul că era elevul nostru, copilul nostru. Era elevul nostru la școală, era copilul acasă și iar la lecții niciodată nu l-am socotit să-l punem în prim plan, că e copilul meu și trebuie să răspund într-un fel sau altul. La școală a fost elev, ca și toți elevii, dar oferea niște răspunsuri care, de exemplu, la fizică, la asta, erau ieșite din comun pentru programa școlară care era la curs. Și nu pot să spun că lucram cu el acasă, din contră, dacă vine, avea o întrebare, caută, răsfoiește, cercetează, vezi dacă n-ai să găsești, atunci o să dăm noi ajutor. Era un copil simplu, un copil educat. El niciodată nu, știți, nu pune pe umerii săi că părinții sunt profesori și îmi permit tot. El era un copil săritor la nevoie. Comunicativ, prietenos. Și după ani de zile, când vorbesc cu colegii de clasă, îmi spun, toți știți despre el și îmi crește inima de bucurie. Un părinte bun înseamnă a crește un copil frumos, sănătos, educat. De multe ori mă gândesc și fiindcă ajunsă la vârsta dată, deci când copiii sunt mici și noi nu știm la ce treaptă suntem. Și nu știm cum lucrul nostru se va arăta peste ani. Și de ce acum vedem? Știți, parcă te mai gândești, acolo parcă
nu trebuie chiar așa, trebuie un pic mai ușor. Dar pe altă parte ne gândim, lucrul care trebuia să-l facem noi, nu îl mai făcea nimeni. Acum ca bunici, noi, de exemplu, un pic ne mai relaxăm, suntem mai relaxate cerințele, mai relaxate. De ce? Fiindcă suntem bunici, deci de educație, bineînțeles, ne ocupăm noi, dar sunt părinții care, cum spunem, unde cere mama și cere tata, acolo se văd rezultatele mari. Ne este foarte plăcut că nu-mi bunicile plac nepoțeilor. Da, cum observ, ei ne iubesc și doresc foarte de multe ori să vină la bunici. Noi ne pregătim moral, psihologic, cu toate că la vârsta dată mai apar și oboseli, dar ne stăruim întotdeauna să facem față lucrurilor. Bineînțeles, cerințe sunt. Nu ca la tate, un puțin mai legere, dar totuși sunt. Nu, cum părinte, e același profesor, același educator, fiindcă un părinte bun trebuie să știe să lămurească. Un părinte foarte bun trebuie să știe să inspire. Acolo unde sunt cerințe, acolo unde este o leagă de seriozitate, apare pe urmă și stima, și respectul, și dragostea față de mamă, de tată, de familie în general, față de patrie, cum spune, patriotismul, dar toate astea prin cerințe. Și la fel vedem și cu nepoții, nu-i scăpăm de vedere, lămurit la fiecare pas, orice pas, orice acțiune, orice întrebare lămurită, e analizată ca ei să înțeleagă toate lucrurile. Câteodată sunt întrebări chiar destul de ample și atunci te pune în situații de probleme, se gândești cam cum la un copilaj de 8-10 ani să-i lămurești lucruri ca el să înțeleagă, dar ajungând la vârsta asta, ne acum găsim cheia comună și facem ca lucrurile să fie rezolvate. Da, și important este să nu dăm tot de gata. Deci să-i punem chiar și pe copil, pe Alexandru, chiar și pe nepoții, deci căutați. Căutați, fiindcă nu întotdeauna noi o să fim sursa. Deci prin a căuta, atunci ați găsească răspunsuri. Obiectivul în viață nu e acela că să mergem pe urmele uneilor, a părinților, ca faci un pas o leacă mai mare. Dacă aș fi făcut lucrul pentru bani numai și în urmă să las copii cu tema neștiută sau să plec la ore numai ca să meargă timpul, nu o făceam niciodată. Nu toți o să cunoaștem matematica, nu toți o să fim matematicieni, dar toți trebuie să fim oameni. La om totul trebuie să fie frumos, și sufletul, și haina, și gândul, și portul. Fiindcă suntem toți muritori, toți greșim. Dar e frumos ca să ai proprietatea de a recunoaște, de a-ți ceri scuze. Asta e cel mai frumos. Pot să-mi spun adevărul ăla sau să fie cât de crud? Asta a fost crezul care l-a urmat toată vremea cu soția împreună în familie, în anii care continuăm să-i trăim împreună? Chiar dacă este vreo întrebare sau undeva, știți, cel mai bine să comunicăm. Comunicare care rezolvă orice problemă. Noi știm destul de bine copiii, noi creștem pentru noi. Și în timpul când trebuie să plece de acasă, da, durerea de mamă care nu poate fi descrisă. Am știut că e între străini, dar pe altă parte m-am îngăiat că l-am trimis pentru bine. Când pleacă, de acum se începe atâtea un vulcan de grijă, de întrebări, de dor, de. Sunt emoții și emoții destul de mari, dar totodată este crezul și gândul că știind ce e educat, știind ce e instruit, știind la ce e cerut, toată vremea te bucuri în suflet că chiar dacă se duce undeva departe, se duce pentru binele lui. Ești cea mai fericită bunică, cam doi nepoței. Și îi văd că merg pe drumul drept, curioși, iubitori, educați. Dornici.
dornici de a cunoaște. Muncitori. Deci vreau să zic că sunt mândră și mulțumesc vieții. Chiar suntem bunici, dar suntem și noi copii în suflet și atunci ne coborâm și noi la nivelul lor. Câteodată ne înțelegem destul de bine, suntem echitabili și atunci găsim rezolvare la orice problemă. Nu, nu e așa, dar vreau să vă spun că ne sunt sursa de energie, inspirație. Și atunci mergem peste tot, nu mai sunt la vârsta asta. Nici... Și mi este foarte plăcut când vin nepoții la noi, în primul rând pentru ei, în al doilea rând, că dăm posibilitate și părinților să mai uite de treburi, să fie o leacă de timp pentru ei, un pic de relaxare, fiindcă, pe urmă, cu noi forțe, oferă la copil și mai mult. Și mi-a zis nepoțica și nepoțelul: bunica, când vom crește mari și vom avea copiii noștri, eu mă duc și tot la voi. Cu toate că un pic o să fiți demodați, dar suntem siguri că voi o să le placeți. Ca părinți și ca bunici, cel mai mare sfat care aș putea să-l dau, mai multă iubire. Mai multă iubire, fiindcă iubind treci peste foarte multe lucruri. Asta e important, fiindcă după cum își spune că iubirea însăși Dumnezeu, Cel care ne dirigează, care ne conduce pașii, care ne conduce și faptele și tot, și gândurile, și atunci orice n-am încercat noi să facem, dacă am merge alături cu iubirea, atunci n-am reușit niciodată nimic.